Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cristian Ivaneș. Ei bine, nu știu dacă știți, dar ieri presa din România scria o chestie despre Rusia. Eu mă mir că asta nu a intervenit mai devreme și că discutăm doar acum despre acest aspect. Și anume, în universitățile din Rusia, și știți bine că în orice regim autoritar sau totalitar, studenții și universitățile sunt cele mai subversive, potențial subversive locuri, deci alea trebuie ținute sub control la modul cel mai fervent și cel mai rapace, cu putință. Ei bine, în universitățile din Rusia, regimul discută să apară o nouă materie, obligatorie, desigur, care va studia ideologia rusă. Și asta se va întâmpla în viitorul apropiat pe modelul socialismului științific, care era materie obligatorie inclusiv în universitățile din România cu vreme în urmă, în regimul de sinistră amintire. Unii dintre dumneavoastră probabil că vă amintiți. Eu în universitate, cât am făcut în România, n-am mai prins, în Occident nici nu se punea problema, dar în liceu îmi amintesc că și acolo, ca și în Rusia astăzi o să vedem, și în România comunistă exista o oră pe săptămână de îndoctrinare cu un caiet separat care era mereu meticulos controlat și unde numele tovarășului nu trebuia despărțit pe două linii. Trebuia titulatura completă scrisă înghesuit, dar într-un singur rând. Și era înfiorător, un stres teribil să scrii tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Vă dați seama să faci asta într-un rând de caiet. Nu era bine să separi această sintagmă, nici măcar una călărită de cealaltă, adică pe două rânduri. În fine, era demența îndoctrinării în anii 80, discutăm, gândiți-vă, discutăm de Cluj și discutăm de anii 80. Stau și mă gândesc cum ar fi fost în orele astea în învățământul anilor 50 în România, mai ales înainte de 1953. Dar să revenim la Rusia, pentru că discutăm de 2022 și tinerii, zic analiștii site-ului rusesc independent meduza.io, care este interzis în Rusia, dar cumva supraviețuiește underground. Tinerii ar trebui să înțeleagă ideologia, în control se îndreaptă Rusia și de ce, a explicat pentru site-ul ăsta Meduza o sursă din zona respectivă care coace chestia asta. Există deja în Rusia studii ideologice similare și în școli. S-au introdus acum, de curând, după invazia din Ucraina din 24 februarie și în școlile rusești, există un curs nou, obligatoriu, conversații despre ce e important. Vă dați seama cinismul acestor nemernici. Adică vii și îndoctrinezi copiii și numești cursul, lecția, ora asta, cum vreți dumneavoastră, să numiți conversații despre ce credem noi, regimul, că este important ca voi să băgați pe gâtlej în jos. Și vă băgăm noi cursul ăsta pe gâtlej în jos, fiți liniștiți. Da? Deci conversații despre ce este important, în care profesorii le vorbesc elevilor despre ce oare, despre caracterul forțat al operațiunii militare speciale, adică Rusia a fost pusă în imposibilitatea de a face altfel, fiindcă putredul Occident și naționaliștii, fasciștii, naziștii, ucraine, în fine, retorica dementă n-are sens să irosi minute prețioase pe prostii. Ei bine, potrivit interlocutorilor site-ului Meduza, care e un site foarte serios, să știți, elaborarea acestui nou obiect de studiu, acestei noi materii în universitățile rusești, este supervizată de blocul intern al politic, bineînțeles, al Kremlinului și toată chestia, vă puteți da seama, de fapt,
de unde originează, cine a excretat-o și cine o patronează la nivel înalt. Ei bine, conținutul acestor cursuri obligatorii în universități este încă necunoscut. Ele urmează să înceapă în următorul an universitar, însă presupușii curatori sunt cât se poate de loiali actualului regim. Și site-ul dă câteva nume pe care n-are sens să vi le enumăr, pentru că noi oricum nu le cunoaștem aici. De fapt, practic, regimul urmărește două lucruri cu chestia asta în universități. Vă spuneam că, la fel ca în regimurile totalitare, vezi cel nazist, vezi cel comunist, și în astea autoritare, vezi Turcia lui Erdoğan, mai ales după tentativa de autolovitură de stat, pentru că asta a fost acum câțiva ani, a fost o scenare ca să poată să facă o epurare super violentă, care a și avut loc de altminteri în Turcia, inclusiv la nivel universitar, atenție, inclusiv la nivel universitar. E bine, regimul de la Moscova urmărește două scopuri. Unul la mână, îndoctrinarea studenților valori rusești, cu tradiția, cu imperiul, cu puterea, cu decaderea și putrefacția Occidentului, cu puritatea ortodoxiei ruse și așa mai departe. Toate chestiile astea autohtonisto, tradițional, nu știu cumistă, toată chestia asta va fi înghesuită în aceste cursuri obligatorii. Deci, unul la mână, se urmărește îndoctrinarea, bineînțeles, dar super important pe locul 2, dar la fel de important ca locul 1, este o epurare a sistemului universitar de către acele elemente, de către profesorii prea liberali și care practic nu vor obține probabil certificarea pentru această nouă, acest nou obiect, acest nou curs, acest nou, numiți-l cum doriți. Și e foarte bine ca universitățile să scape de profesorii incomozi, pentru că ăia, bineînțeles că bagă tot felul de prostii în cap studenților și îi mobilizează cu valori liberale specifice Occidentului decadent în putrefacție. Nu e așa? Și atunci, chestia asta mă duce cu gândul la două chestiuni. Una la mână. Îmi amintesc cum acum vreo câțiva ani, nu foarte mulți, 4, 5, 6, ceva de genul ăsta, într-un parc de căței am întâlnit o doamnă maghiară din Transilvania, dar care locuia în Ungaria și era profesoară. Și era într-o vară și dânsa era extrem de preocupată, pentru că din noul an școlar, discutăm de școli, adică de preuniversitar, fix acolo unde în Rusia deja există aceste ore de îndoctrinare din primăvară-vară, în Ungaria urmau să înceapă tot așa cursurile unei materii noi. Educație patriotică, i se spunea. Și era foarte preocupată ce urma să fie. Bineînțeles, cum vă spuneam, regimurile autoritare domină sau încearcă să domine educația, pentru că prin educație scoți roboței perfecți de care ai nevoie pentru a-i mobiliza, pentru a-i manipula, pentru a-i păpușa. Dar este foarte surprinzător că astăzi, în 2022, cineva își mai imaginează, ori la Budapesta, ori la Moscova, că astfel de întreprinderi ar putea să mai aibă succes. Pentru că oricât de mult ai încercat să limitezi comunicarea cu exteriorul, să limitezi schimbul de idei, nu mai ai cum să reușești într-o lume tehnologizată a comunicării ca asta de azi. Chiar nu mai ai cum. Orice ai face și oricât de mult te-ai strădui. Bineînțeles, lunga coadă de topor a Moscovei în România, o grupare numită AUR,
ce sinistru să te numești. A venit, după toată povestea pe care v-am povestit-o, cu o inițiativă legislativă, cu introducerea unui obiect nou, dacă vă puteți imagina, tata, în școli, și care obiect să se numească cultură și tradiție românească sau ceva de genul ăsta, în cel mai pur stil legionaroid, da? Tradițiile rurale, ortodoxia, credința, neamul, patria și chestii de genul ăsta. Ce coincidență fericită, nu-i așa? S-a întâmplat să se gândească respectivul Georgel. Și vin și ăștia cu astfel de chestie. Bun, marele noroc al nostru este că indivizii ăștia n-au lider și nu sunt în stare, neavând lider, cum aveau legionarii pe vremuri, să mobilizeze mai mulți oameni, pentru că, din nefericire, bazin pentru astfel de idei ar exista și în România. Și nu e exclus ca la un moment dat, când Moscova va considera că vine timpul să inventeze unul pe care să îl cocoațe în fruntea mișcării respective. Tragem linie înspre concluzie. E subversivă tare universitatea și educația în general, pentru că regimurile totalitare, cele autoritare, au nevoie de tâmpiți, au nevoie de executanți, au nevoie de indivizi care să nu gândească, de fapt greșit, ba da, care să gândească fix ce și cum le spunem noi. Asta, da, avem nevoie. Și asta o faci prin educație. Asta o faci prin biserică și har Domnului dacă ai acaparat educația și ai acaparat și o religie majoritară, acolo lucrurile nu sunt pe un făgaș bun. La Moscova pare că se încearcă chestia asta. Și atunci gândiți-vă totuși ca o concluzie pozitivă. Că așa cum e ea, așa cum ne prezentăm noi astăzi lumii în România, cel cu toate tarele sale, și învățământul românesc este prost, să ne înțelegem. Asta am mai stabilit-o odată. Și nu mă explicați că, vai de mine, dar avem olimpici internaționali în fiecare an, câștigă nu știu câte medalii. Da, și asta nu este meritul sistemului de învățământ românesc, este strict meritul acelor elevi, strict meritul acelor elevi și în bună măsură al profesorilor lor, și acei elevi vor pleca din România cât de repede cu putință. Dar de bine de rău, așa prost cum este învățământul românesc, este liber. Este unul care nu îți impune un model de gândire, care nu îți impune valori, între ghilimele, nici național, patriotico, ideologico, nu știu de care, nici în preuniversitar și, bineînțeles, nici după. Asta ar trebui să fie normalitatea, îmi veți spune. Adică ar fi culmea să... Așa este, ar trebui să fie norma. Dar după cum vedeți, noi numai în normalitate nu trăim pe lumea asta. Și e bine să prețuim și puținul dramul ăsta de bun și de pozitiv pe care îl mai identificăm în jur. Să reflectăm la asta și să reflectăm totuși cât de norocoși putem fi, pentru că am putea să fim noi studenți la Universitatea Rusească dacă am fi avut ghinionul să mergem, să ne naștem acolo, sau copiii noștri. Și cum tu, familie de ruși onești, cu mentalitate occidentală, cum faci să-ți trimiți copilul la universitate străină în afara Rusiei? Că n-ai nici banii, n-ai nici forța, n-ai nici post, n-ai nimic. Ce faci? Te condamnă un astfel de regim criminal la rămasul acolo cu tot ce înseamnă asta? Te condamnă. Unde să-ți iei lumea în cap și să pleci? Cu ce bani? Cu ce resurse? Gândiți-vă. E o chestie teribilă pe care cred că foarte, foarte, foarte multe familii din Rusia o trăiesc ca o dramă, ca o tragedie în familie, personal.
și n-au scăpare. Efectiv, n-au scăpare. Cam asta este nota pozitivă, pentru că de bine de rău, noi suntem în Occident aici, cu toate tarele noastre și cu toate lucrurile teribile pe care le critic în fiecare zi, de două ori pe zi, dar trebuie și văzută partea bună a lucrurilor, și anume că cel puțin din acest punct de vedere suntem liberi, chiar dacă unii cozile de topor de acolo încearcă să ne limiteze, să spunem, această libertate. Vă garantez că nu vor reuși, bineînțeles. Sunt Cristian Ivaneș, mulțumesc mult că vă abonați la canalul meu de YouTube și că îl distribuiți, îl dați mai departe. Vă rog, înscrieți-vă pe pagina mea de Facebook, Cristian Ivaneș Oficial, o aveți aici. Aici anunț toate materialele noi și, de asemenea, vă mulțumesc că susțineți această inițiativă, acest canal de YouTube de jurnalism independent prin Patreon și sau PayPal. Chestiune fundamentală pentru existența breslei noastre la modul independent. Până data viitoare, nu-mi rămâne altceva de făcut decât să vă zic ca de fiecare dată să auzim numai de bine.